cred că suntem obosiți. Empatia nu mai e un exercițiu la fel de ușor, iar în ciuda bunelor intenții, poți greși sau pur și simplu nu ești cel mai bun om. Mulți dintre noi suntem oameni care au toate resursele pentru a contribui mai mult la binele din jurul nostru. Ce ne oprește totuși din a ne implica social mai mult? Cred că primul pas e să nu mai așteptăm supereroi. Cred că suntem obosiți. Pandemie, război, o criză economică și multe alte incertitudini ne la ușă. Pentru mulți, devine tot mai complicat să-și găse să găsească un coechilibru. Devine și mai complicat să ne preocupăm de cei în jur. Empatia nu mai e un exercițiu la fel de ușor, iar a dedica resurse pentru transformări sociale, pentru gesturi mărunte uneori sau pentru orice alt scop de binefacere, devine tot mai greu. Eu unul mă simt copleșit și descurajat din a mai face orice uneori. De mic copil am crescut văzând că satul bunicilor mei, curțile caselor au poarta deschisă către fântână. Asta pentru că apa e ceva vital, e ceva ce împarți cu ceilalți și pentru că întreaga comunitate depinde de asta. Într-un fel sau altul, cultural, cel mai mulți dintre noi am fost crescuți și formați într-un spirit empatic. Uneori am integrat asta și în modul în care ne organizăm comunitățile. Cu toate acestea, pe drum, ceva se pierde. Mulți dintre noi suntem oameni care au toate resursele pentru a contribui mai mult la binele din jurul nostru: empatie, o minte deschisă și un gând care ne macină. Cu toate acestea, continuăm să ne construim o carieră, să evoluăm pe alte planuri, să luptăm pentru poziții mai bune. Ce ne oprește, totuși, din a ne implica social mai mult? E evident că dacă am dedica resurse pentru societate, dacă am fi măcar marginal mai investit și la atenția cei din jurul nostru, societatea în care trăim ar arăta complet diferit. Cu atât mai mult, cu cât e tot mai necesar să ne gândim cum facem educația să fie mai bună, cum ne îngrijim mai bine bătrânii, cum îi protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi, sau cum ne protejăm mediul. Și totuși, poate o schimbare asupra ideii de transformări sociale și de implicare socială ne-ar ajuta. Cred că primul pas este să nu mai așteptăm supereroi. Dacă vreți, putem fi un fel de Batman. Personajele miraculoase care fac lucrurile să se schimbe peste noapte ne-au furat întotdeauna. Sunt un miraj și nu funcționează. Miracolele se construiesc, se luptă pentru ele, nu de către unul dintre noi, ci de către noi toți. Apoi trebuie să acceptăm că oricum ar fi, va fi greu. Orice transformare va întâmpina rezistență, fie că vorbim de lentoarea sistemului, de resurse puține, de bariere administrative sau educație învechită, toate acestea ne vor împiedica. Pentru mine, facultatea e un exemplu bun. Formatoare ca profesionist, dar nu ca un profesionist în context social. Despre lege și justiție am învățat aproape rece. Așadar, poate e dificil să mai lăsăm loc de implicare când ai o astfel de pregătire. De unde implicare, când poate suntem doar învățați să bifeăm etape de carieră? Ceva ușor de făcut e să înțelegem care e scopul și rolul nostru. Putem să furăm foarte bine strategia companiilor, care se uită întotdeauna la client și la consumatori atunci când vor să creeze produse sau servicii noi și pleacă de la nevoile lor. Să înțelegem că munca noastră nu ne privește doar pe noi, ci de multe ori e despre alții, e în slujba altora. Pentru o parte a societății, un prim pas e tocmai o schimbare de optică, o reașezare a priorităților. Și e simplu. Medicii lucrează pentru pacienți, profesorii sunt dedicați elevilor, judecătorii contribuie la dreptatea altora. Într-un fel sau altul, munca tuturor atinge și pe ceilalți sau e dedicată altora. Pentru mine, când vine vorba de schimbare, sistemul de justiție e cel mai ușor exemplu. Noi, juriștii, putem începe cu transformări mici, limbaj mai accesibil, instanțe construite în așa fel încât să-ți permită și să-ți faciliteze accesul asistență juridică accesibilă, decizia ale instanțelor simplu, explicate și cât mai clar. Per total, o experiență care se țină cont de psihologia umană, de nevoi de bază, de nevoie de a fi ascultat și înțeles. Această reașezare contează cu atât mai mult cu cât orice punct de contact cu sistemul juridic, fie că vorbim de avocați, notari, procurori, trebuie să aibă în vedere umanitatea activității sale. Miza e una colosală, pentru că o singură interacțiune contribuie sau conturează chiar opinii la scară largă despre întregul sistem. Contactul cu un medic sau cu recepția unui spital va atrage opinii despre un întreg. Un polițist nerăbdător sau un funcționar nervos va crea o impresie generală despre profesii întregi. Putem să profităm că generațiile care vin au aproape latentă o dorință tot mai mare de implicare. Și să ne ajutăm unii pe alții să ne căutăm un sens al muncii, să ne satisfacem tocmai această nevoie de impact. Toată această energie din noi poate fi direcționată, fie că vorbim de inițiative mici, locale, ONG-uri și altele. Nu e nevoie de schimbări radicale. Nu e nevoie să renunțăm la joburi sau să ne dedicăm întreaga activitate sau să ne donăm averea vreunui ONG e suficient poate ca manager să vorbim despre efectele sociale a proiectelor noastre. Să vedem cum ceea ce dezvoltăm noi poate ajuta sau poate impacta comunități defavorizate. Să ne gândim la facilități. Sau poate simplu, să fim colegi sau conducători mai buni. În final, pentru mine e important să înțelegem că tot acest drum e un proces. Pentru mine personal e un proces de acceptare, că în ciuda bunelor intenții poți greși sau pur și simplu nu ești cel mai bun om. Încerci să accepti și ideea că tot acest proces e unul zilnic. E o luptă de multe ori cu banalitatea, cu rutina, cu problemele zilnice care apar, cu oboseala muncii sau uneori chiar cu lipsa oricărei motivații. Îndemnul meu pentru voi implică puțină încredere din partea voastră. E un îndemn la comunitate și deschidere. E un îndemn de a lăsa și voi porțile deschise către ceilalți. Asta pentru că energia voastră, experiența, doza de implicare sunt vitale pentru comunitate și poate sunt mai importante ca niciodată în anii ce urmează.